Bună seara, România, este ora 18, iată care sunt principalele subiecte. Imagini cu fostul ministru al sănătății Nelu Tătaru în timp ce lua mită au ieșit la iveală din dosarul DNA. Între timp, parlamentarii decid luni dacă îi ridică imunitatea. Sunt anunțate verificări suplimentare în programul Casa Verde. Cei prinși că au utilizat ilegal platforma sau că au înscris mai multe dosare ar putea rămâne fără finanțare. Moldova, Muntenia și Dobrogea vor intra de mâine dimineață sub cod galben de ploi torențiale, iar temperaturile vor fi mai mici cu 10 grade decât cele de astăzi. Iar premiul Nobel pentru pace a fost acordat organizației japoneze Nihon Hidankyo, care îi reunește pe supraviețuitorii bombardamentelor atomice din cel de-al doilea război mondial. Au apărut primele imagini cu Nelu Tătaru în cabinetul său de la spitalul din Huș, în timp ce ar fi luat mită diverse sume de bani. Imaginile sunt din dosarul DNA trimis la Parlament pentru ridicarea imunității. Luni în Parlament urmează să se tranșeze soarta actualului deputat și fost ministru al sănătății. Deja semnalele politice sunt pentru votarea acestei solicitări de ridicare a imunității parlamentare. Inclusiv colegii de partid vor face același lucru. Nelu Tătaru este suspectat de 57 de fapte de luare de mită. Nelu Tătaru a fost filmat în timp ce i-ar fi fost înmânate sume de bani chiar în cabinetul său din spitalul Huș. În imaginile surprinse în birou se văd bancnote de 100 și 200 de lei așezate pe laptop. Iar într-o captură video se vede cum o persoană scoate dintr-un portofel sute de lei pe care i l-ar oferi medicului chirurg. Nelu Tătaru ar putea rămâne fără imunitatea parlamentară după ce DNA a cerut acest lucru. Luni, deputații vor vota în plen ridicarea imunității. Este nevoie de cel puțin 166 de voturi. În sfârșit au înțeles că Parlamentul nu este pentru a avea imunitate pentru fapte penale. Are imunitate pentru declarații politice. S-a încheiat acea epocă. Ce știam însă despre dânsul este că nu ia șpagă, că e un medic care profesează în continuare și nu ia șpagă și că din contră încearcă să-și ajute pacienții. Nu credeam că s-ar deda la așa ceva. Nu vedem nicio problemă în a vota pentru ridicarea imunității. Chiar și colegii liberali au anunțat că vor vota pentru ridicarea imunității. Suntem consecvenți față de respectarea funcționării principiului independenței justiției și în mod evident că vom accepta ridicarea imunității fostului ministru. Luni la ședința grupului parlamentar din Camera Deputaților va fi, bineînțeles, nominalizat alt parlamentar pentru preluarea președinției Comisiei de Sănătate. Deciziile au fost luate după ce Nelu Tătaru a fost acuzat de procurorii anticorupție că a luat mită de 57 de ori din aprilie până în iulie 2024. Medicul chirurg ar fi primit între 100 și 500 de lei, dar și ouă sau găini de la 45 de bolnavi și aparținători ai acestora pentru operații, consultații și eliberarea unor rețete. Nelu Tătaru a câștigat în 2023 puțin peste 18.000 de lei ca medic chirurg la spitalul din Huș, potrivit declarației de avere. Însă, în calitate de deputat, are venituri de 11.800 de lei pe lună. Soția sa este administratorul unei farmacii și câștigă și ea câteva mii de lei pe lună. O sursă consistentă de venit este și apartamentul dat în chirie, de unde încasează peste 44.000 de lei anual. Fostul ministru al sănătății are peste 1,5 milioane de lei în conturi. Are de plătit un credit ipotecar, dar a reușit să ofere un împrumut de 150.000 de lei și soției. Nelu Tătaru a fost numit ministru al sănătății pe 26 martie 2020 și a ocupat această funcție până pe 23 decembrie a aceluiași an. El a fost la cârma uneia dintre cele mai importante ministere în gestionarea pandemiei de COVID-19. Atunci, ONG-urile îl acuzau de faptul că au murit oameni. S-au comis greșeli în scrisorile pe care ANAF le-a trimis românilor datornici. Cum a fost totuși posibil, aflăm mai târziu la știri. Dosarele care au fost înscrise în programul Casa Verde în mai puțin de 30 de secunde vor fi verificate suplimentar, spune ministrul mediului. Cei prinși că au utilizat ilegal platforma, au folosit robot sau au înscris mai multe dosare, ar putea rămâne fără finanțare. De partea cealaltă, șeful administrației Fondului pentru Mediu rămâne ferm. Nu au fost identificate tentative de fraudă. Am cerut o astfel de statistică de la administrația Fondului pentru Mediu.
și am constatat că, într-adevăr, există dosare depuse în 10 secunde sau în 13 secunde sau în 16 secunde. Și... În mai multe regiuni, fondurile pentru programul Casa Verde fotovoltaice s-au epuizat în mai puțin de un minut și jumătate. Recordul absolut a fost înregistrat în București și Ilfov, unde banii s-au terminat în exact 65 de secunde. În sud-vest, înscrierile au durat 80 de secunde, iar în vest, 86. Bisericile au avut un fond separat, iar plafonul de finanțare a fost atins în doar 56 de secunde. Datele arată că există persoane care au reușit să încarce documentația în mai puțin de 30 de secunde, spune ministrul mediului. 95% dintre dosarele depuse au fost înscrise în platformă într-un interval de timp între 30 de secunde și 2 minute. Asta înseamnă că aceste situații absolut excepționale, care trebuie verificate caz cu caz, bucată cu bucată, ele înseamnă probabil 2%, 3%. Dacă se dovedește că un aplicant a încălcat ghidul de finanțare, în sensul în care să fi folosit instrumente care să acceseze în mod ilegal platforma AFM-ului, bineînțeles că acel aplicant rămâne fără finanțare. Președintele Administrației Fondului pentru Mediu spune că nu au fost identificate până acum tentative de fraudă. Nu avem înscris sub 10 secunde. Nu există. Între 1300 și 2000 de dosare ar putea trece printr-un proces de verificare suplimentar. Chiar și în aceste condiții, sumele se vor achita la timp, spune ministrul mediului. Noi avem oricum un interval de timp până când publicăm lista instalatorilor. Urmează alte 90 de zile în care fiecare beneficiar poate să-și aleagă instalatorul. Deci nu cred că un astfel de demers ar trebui să întârzie în vreun fel acest program. Controversele din jurul programului Casa Verde fotovoltaice au început odată cu terminarea sesiunii de înscriere pentru București-Ilfov. Voci din domeniu au acuzat inclusiv utilizarea inteligenței artificiale în completarea formularelor de înscriere. Oficialii vor ca înscrierile de anul viitor să fie gestionate cu ajutorul unor criterii de departajare și să fie eliminat principiul primul venit, primul servit. România riscă să piardă peste 1 miliard de euro bani europeni prevăzuți în PNRR. De vină ar fi mai multe jaloane pe care executivul încă nu le-a îndeplinit. Pe listă se află inclusiv scăderea pragului de neimpozitare pentru IMM-uri de la 500.000 de euro la aproximativ 88.000 de euro. Premierul Marcel Ciolacu spune că o decizie în privința micro-întreprinderilor ar trebui luată în coaliție. Numai că liderii PSD și PNL sunt lacuțite în această perioadă, înaintea alegerilor prezidențiale și parlamentare. Ei ne dau 6 luni de zile, e un delay de 6 luni de zile, ca să închidem procedurile, fiindcă altfel, dacă și cu parcă, pot să facă multe. Eu vă spun un singur lucru, tot ce era la companiile la transporturi și-au dat toți demisia imediat, tot ce era MEPIP și-au dat imediat demisia unde am fi putut pierde bani, sperăm ca și la energie să se întâmple același lucru. Oricum declanșez proceduri la toate, oricum aducem companie, oricum am cerut la Comisia Europeană chiar să-mi trimită un expert în selecția pe 109. Este exclus ca România să piardă vreun euro. O altă problemă era... Dacă am fi avut niște miniștri mai implicați și care ar fi înțeles că nu mai merge cu șmecheria în 2024, acum n-am fi avut această problemă. Pragul pentru micro-întreprinderi va fi modificat? Vom avea o discuție în coaliție, presupun că va fi una din rarele discuții pe care o să le am direct cu domnul președinte Nicolae Ciucă. Din discuțiile pe care le-am avut cu ministrul de finanțe, cu domnul Marcel Boloș, a rezultat foarte clar și după ultima activitate pe care a avut-o la Bruxelles săptămâna aceasta, că se mențin parametrii agreați împreună cu Comisia și prevăzuți în Planul Național de Redresare și Reziliență. De asemenea, s-a acceptat ca între Guvernul României și Banca Mondială să existe un studiu prin care să se stabilească măsurile pentru reducerea deficitului.
Un sandwich și un măr. Deși nu pare mult, acest mic dejun s-a dovedit soluția pentru reducerea absenteismului într-o școală din județul Dolj, mai sus în cadrele didactice. Tot mai mulți copii din medii defavorizate merg la școală pentru masa dată gratuit, ce face parte din seria de măsuri luate de Ministerul Educației pentru a coborî rata abandonului școlar. Această școală din comuna Malu Mare, Craiova, este una din cele peste 1400 de unități de învățământ în care a fost implementat programul Masă Sănătoasă. Zilnic, copiii primesc un sandwich și un fruct. Pentru unii este chiar singura masă din zi. Aici învață și David. Are 7 ani, este elev în clasa 1 și, când va crește mare, vrea să devină polițist. Învățăm multe lucruri. Mâncăm sandwich-ul care îl primim la 10, care este foarte sănătos. Cel mai mult îmi place când scriem. Și ai și vreo materie așa preferată? Da. Este matematica și română. Îmi dau materii pentru că sunt cele mai importante. Ne bucurăm pentru acest program. Mulți copii poate nu au și chiar îl așteaptă cu multă plăcere la ora 10 când li se dă. Părinții sunt încântați de program, unii pentru că nu mai sunt nevoiți să pregătească masa, alții pentru că nu-și permit să le pună copiilor în ghiozdan un sandwich. Super! Cu sandwich, cu mâncare, cu bananuță, poate părinții n-au. E foarte bine! Mulți copii care nu au posibilitatea să le ia părinții ceva, așa, ăla e asigurat. Cu ce sunt sandwich-urile? Cu cașcaval, cu șuncă presată, cu cărniță la grătar, pulpă de pui. Le bagă și morcov așa feliuțe și castraveciori. Castraveți din ăștia proaspeți. Mult nu au și pentru ei este binevenit. După implementarea programului Masă Sănătoasă, absenteismul s-a redus semnificativ, spune directorul școlii din Malu Mare. Prezența a crescut cu 20% pentru că avem în desfășurare programul Masă Sănătoasă, avem prezență 100%. Dacă anul trecut am avut 12 unități școlare, anul acesta numărul a crescut la 48 de unități școlare în care se implementează programul Masă Sănătoasă cu un număr de 14.000 de beneficiari. Este un program extrem de important pentru elevii noștri, pentru școlile noastre, în special cele din zonele defavorizate. Acest lucru i-a stimulat să nu mai vadă atât de mult diferențele, că până la urmă există aceste diferențe între copii și acum toți, din acest punct de vedere, servesc același lucru și nu se mai simt cumva inferiori sau poate să simtă diferența că nu au nimic la ei. Peste jumătate de milion de copii din aproximativ 1400 de școli beneficiază de programul Masă Caldă, care face parte din seria de măsuri luate de Ministerul Educației pentru a coborî rata abandonului școlar. România este țara cu cei mai mulți elevi care renunță la studii, potrivit Comisiei Europene. Urmează un weekend cu ploi și vânt. Aversele încep din această seară în sudul și sud-estul țării, iar mâine temperaturile vor fi mai mici, cu 10 grade, decât cele de astăzi. De altfel, partea de est a țării va fi mâine sub cod galben de vânt. Din această seară până mâine seară ne așteptăm la perioade în care vor fi ploi, mai ales formă de aversă, de asemenea pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în aceste zone, în Muntenia și Dobrogea, se vor acumula în mai multe reprize de ploaie și cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat 25 de litri pe metru pătrat, urmând ca mâine să avem o schimbare radicală și din punct de vedere termic, pentru că la această oră înregistrăm, de exemplu, în Muntenia, în Dobrogea, la mai multe stații, inclusiv în capitală, 27-28 de grade, sunt temperaturii care au depășit pragul unei zile de vară. În schimb, mâine, în aceste zone, în partea de est, sud a țării, temperaturile vor scădea chiar și cu mai mult de 10 grade față de astăzi. Aș da exemplu capitala, care mâine va avea doar 18, poate 19 grade, și asta pentru că pe parcursul zilei vor continua ploile aici, în partea de sud a teritoriului. Pasajul acesta frontal rece e de scurtă durată, rămânem cu temperaturile undeva în jurul normelor duminică și prima parte a săptămânii viitoare. Asta înseamnă maxime undeva între 15 și 21-22 de grade prin partea de sud a țării. Cel mai mare pelerinaj din țară adună în capitala Moldovei 10.000 de credincioși. Peste 92.000 de pelerini s-au închinat la moștele Sfintei Cuvioase Parascheva. În această seară urmează și o procesiune pe străzile din Iași.
Colega mea, Carmen Ciocan, este și ea la Catedrala Mitropolitană și se alătură chiar acum cu mai multe detalii. Carmen, bine te-am găsit. Despre ce procesiune este vorba? Te ascultăm. Bun găsit, este vorba despre procesiunea Calea Sfinților, care urmează să înceapă în mai puțin de o oră. Raclele cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și cu moaștele Sfântului Pantelimon vor fi purtate pe umeri de către preoți pe principalele străzi din oraș. Vorbim despre o procesiune care se întinde pe 2 km. Vor fi și 3 opriri la Maternitatea Cuza Vodă din Iași, la Biserica Sfântul Sava, dar și la Mănăstirea Sfinții Trei Rari, acolo unde moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au stat vreme de 250 de ani. Cei care stau la rând vor avea de așteptat cam o oră jumătate până când raclele se vor întoarce aici la baldachinul împodobit cu flori. De altfel, acum sunt 18.000 de pelerini care așteaptă în rugăciune, în liniște, să atingă moaștele celor doi sfinți. Rândul se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km. Astăzi a fost vreme frumoasă, a fost cald, însă obositoare este așteptarea. Prin urmare, aproximativ 160 de oameni au avut nevoie și de îngrijiri medicale. Mulți s-au simțit rău. Vorbim și despre persoane care au deja probleme de sănătate, iar unele nu și-au luat tratamentul la timp, motiv pentru care medicii recomandă în continuare să fie prudenți cei care se pornesc acum la drum către Catedrala Mitropolitană din Iași și să își ia pastilele, dar să își ia și apă la ei pentru orice eventualitate. Mulțumim, Carmen, pentru toate aceste informații. Continuăm. În cursul acestei săptămâni, românii cu datorii la fisc au început să primească de la poștași scrisori de informare cu sumele pe care le au de plată în cazul în care vor să beneficieze de amnistie fiscală. Aceștia trebuie să depună o cerere la ANAF până pe 25 noiembrie dacă vor să-și plătească datoriile și să beneficieze de ștergerea dobânzilor și penalităților. Contabilii atrag atenția că mulți dintre clienților au primit scrisori cu sume mult mai mari decât știau că datorează fiscului. 800 de mii de români vor primi prin poștă scrisori de informare de la ANAF pe parcursul următoarelor săptămâni. Aceștia sunt informați ce sumă datorau fiscului până la 31 august, iar în scrisorile respective sunt detalii privind sumele ce trebuie achitate și sumele ce pot face obiectul anulării. Ca să beneficieze de amnistie fiscală, aceste persoane trebuie să depună o notificare la ANAF până în ultima săptămână din noiembrie, prin poștă, prin spațiul privat virtual sau la unul dintre sediile fiscului. Românii cu datorii pot să reducă valoarea acestora cu 25 sau 50% după caz. Să presupunem că nu ați plătit un impozit pe venit de 2000 de lei. La această sumă s-au strâns dobânzi și penalități. Va trebui să plătiți 1000 de lei, veți depune o cerere de anulare la fisc, iar ulterior se vor șterge dobânzile, penalitățile și restul de 1000 de lei. Dacă datoriile depășesc 5000 de lei, să presupunem că este vorba despre o 10.000 de lei, atunci prin același mecanism ca mai sus se va anula 25% din suma principală, ceea ce înseamnă că va trebui să plătiți 7.500 de lei. Noi numim aceste scrisori întristări, da? Pentru că într-adevăr sunt întristări. În zona persoanelor fizice și PFA-urilor se știe foarte clar de către profesioniști, doar că ANAF nu spune și nici Ministerul Finanțelor nu recunoaște că softul care gestionează aceste evidențe este la pământ de foarte mulți ani. Mai multe persoane care au primit astfel de scrisori ni le-au trimis și nouă și au semnalat mai multe situații absurde. Spre exemplu, în acest caz, ANAF transmit aceste persoane că are de plată 1141 de lei și că are de achitat 0 lei dacă vrea să beneficieze de ștergerea întregii datorii. Să conteste suma care este în aceste scrisori de dragoste din partea ANAF-ului, să ceară recalcularea fișei și dacă este cazul și dorește într-adevăr să aplice
pentru a beneficia de amnistia fiscală după depunerea notificării de a beneficia de amnistia fiscală, fiscul este obligat să recalculeze fișa și să emită acest certificat fiscal cu datorii în termen de 5 zile. Nu luați de bun ce aduce poștașul de la ANAF. În următoarea scrisoare apare o datorie de 14.080 de lei, numai că această persoană ne-a trimis și așa numită afișă sintetică, în care sunt trecute obligațiile de plată, o fișă eliberată tot de fisc. În următorul document putem să vedem datoria acestei persoane este la jumătate, puțin peste 6.700 de lei. Inflația anuală calculată în luna septembrie a scăzut până la cel mai mic nivel din ultimii 3 ani, a anunțat INS. A ajuns la 4,6% luna trecută față de 5,1% în luna august. O scădere semnificativă la care au contribuit carburanții, cartofii și energia electrică. Totuși, în ciuda unor ieftiniri care au avut loc la nivelul mai multor categorii de produse, prețurile au continuat să crească, e drept, mai puțin decât în lunile anterioare. Și vedem ce se întâmplă în magazinele alimentare. Cel mai mult s-au scumpit legumele și conservele de legume cu peste 16% în ultimul an, apoi conservele de fructe și vinul. Trecem la produsele nealimentare. Așa cum ne-am obișnuit anul acesta, detergenții sunt în topul creșterilor de prețuri cu aproape 15%. Tutunul, țigările, articolele de igienă, dar și cosmeticele figurează și ele în acest clasament. Ajungem la servicii, iar statistica oficială a calculat scumpiri de aproape 18% la serviciile poștale. Mai mult costă și biletele de avion, dar și serviciile de apă, canal și salubritate. În același timp, produsele de igienă încă reprezintă un lux pentru unii români. Printre cele mai scumpe, scutecele și absorbantele. Scoția a devenit prima țară care oferă gratuit absorbante pentru toate femeile, indiferent de venituri. În România există astfel de inițiative, dar doar la nivel local și doar pentru anumite categorii. Absorbantele și scutecele s-ar putea ieftini dacă un proiect care a trecut de Senat va fi adoptat și de Camera Deputaților. Cristina Gheorghe suferă de o boală degenerativă a sistemului nervos și trăiește din indemnizația de handicap și din pensia socială. În unele luni, cei 3.000 de lei abia îi acoperă costurile pentru tratament. Femeia spune că a tăiat de pe lista de cumpărături produsele de igienă. Lunar, o femeie cheltuie pentru igiena intimă în medie 30-40 de lei. V-ați găsit vreodată în situația de a nu vă permite absorbante? Dacă punem pe primul plan procede medicale, da. Da, pentru că ne gândim că sunt alte alternative pentru partea asta feminină. Ați folosit alte alternative? Dacă vă referiți la vată sau... Da. Din cauza bolii, Cristina este nevoită să folosească și scutece pentru adulți, însă și acestea costă, în medie, 100 de lei 30 de bucăți. E vorba de o atrofie musculară severă, generală, și atunci am ajuns la această necesitate. Și da, este o cheltuială foarte mare pe punctul ăsta de vedere. Da, de multe ori... Au fost cazuri în care nu mi-am permis. În multe dintre cazuri, salvarea sa au fost pachetele cu scutece și cu absorbante primite de la ONG-ul Pestop. Aproximativ 1600 de românce au acces la produse de igienă intimă gratuite. Încercăm să ajutăm pe cât posibil, însă și resursele noastre, evident, sunt limitate și de aceea credem cumva că și intervenția statului este foarte importantă în a face accesibile aceste produse. Într-o societate perfectă, absorbantele ar fi gratuite în școli și ar avea TVA zero pentru celelalte persoane. Un proiect de lege inițiat de parlamentari USR și UDMR ar putea duce la scăderea TVA-ului de la 19 la 9% pentru produse de igienă intimă și scutece, pentru adulți și pentru copii. Proiectul a trecut deja de Senat și se află în Camera Deputaților. Reducerea TVA-ului pentru produse de igienă personală este o practică des întâlnită în rândul statelor europene. De pildă, în Belgia, Franța și Portugalia, reducerile TVA-ului pentru produse de igienă sunt mult mai generoase.
6, iar în Irlanda TVA-ul e 0%. Unele state au mers însă și mai departe. Scoția oferă de 2 ani absorbante și tampoane gratuite. Guvernul a finanțat crearea unor centre de colectare în toată țara, astfel încât nicio femeie, indiferent de situația financiară, să nu fie privată de produse de igienă intimă. There's an app that people can download to have on their smartphone. And they can put in their zip code to find out the nearest collection point. Initially, there were some figures of around £25 million upfront costs. But what we're seeing is over time some savings being made. De asemenea, mai multe țări, printre care Franța și Noua Zeelandă, oferă absorbante gratuite în școli. Și în Parlamentul României există un astfel de proiect de lege care nu a intrat încă la vot în Camera Deputaților, cameră decizională. Mulți dintre românii care participă la târgurile de joburi caută locuri de muncă în străinătate, susțin mulți dintre angajatori. Situația este cu atât mai complicată pe piața forței de muncă, cu cât ambele tabere au pretenții tot mai mari. În timp ce angajatorii se plâng că nu găsesc oameni responsabili și muncitori, cei care caută un job vor condiții cât mai bune de muncă și salarii cât mai mari. Anul acesta absolvenți s-au prezentat destul de puțin și cei care au venit în general nu prea își doresc ceva aici în țară. Majoritatea caută joburi către exterior. Principala caracteristică a oamenilor pe care îi dorim să vină la noi este să muncească. Să vrea să muncească, să fie responsabil, să fie serios, să dorească să învețe. Te găsesc? Nu, cred că noi căutăm niște unicorni acum, dar încercăm. Noile generații văd cumva altfel raportul de muncă. Au nevoie de o flexibilitate mai mare, își doresc joburi remote sau hibrid. Prețuiesc foarte mult timpul lor liber. Ne confruntăm cu o fluctuație destul de mare a celor care vin și pleacă. Cred că trebuie să ne adaptăm vremurile. Cât ai vrea să câștigi? În mare parte, peste 3.000. Acum vedem cum o fi și cum sunt condițiile. Acum să fie... E bine că se găsește de muncă. Asta este cel mai important. Da. Ce v-ați dori acum? Unde v-ați dori? Ceva care să mă stimuleze și unde să nu mă plictisesc. Și eventual să nu fie o muncă foarte statică, ca să zic așa, fiindcă am stat la birou zeci de ani și nu mai vreau așa ceva. Contează și salariul? Bineînțeles. La vârsta mea și la experiența pe care o am, deja nu pot să pornesc de la un salariu mai mic de 5.000 de ron net. Volodymyr Zelensky își continuă turneul european. Ce solicită liderilor și ce promisiuni s-au făcut, aflăm și noi imediat după pauză. Am revenit la știri și vă propun chiar acum să urmărim împreună principalele titluri ale orei 18. Au apărut imagini din dosarul DNA cu Nelu Tătaru când lua mită. Sunt anunțate și verificări suplimentare la programul Casa Verde, iar de mâine dimineață Moldova, Muntenia și Dobrogea intră sub incidența unui cod galben de ploi torențiale. Doar 6 mandate de parlamentar pentru peste 1 milion de votanți. Este vorba despre cei care vor reprezenta în viitorul Parlament interesele românilor în străinătate. În țară însă, 6 mandate reprezintă 200.000 de persoane cu drept de vot. Prezența femeilor pe listele de candidați este și ea disproporționată comparativ cu a bărbaților. De altfel, PNL nu va figura pe buletinele de vot din diaspora după ce BEC a anunțat lista pe care figurează doar bărbați.
În prezent, potrivit datelor autorității electorale permanente, aproape 1 milion de români cu drept de vot se regăsesc pe listele electorale pentru străinătate. Însă românii de acolo nu vor putea alege în viitorul legislativ decât 2 senatori și 4 deputați. Cât au ca reprezentare în legislativ, județe precum Tulcea sau Covasna, deși pe listele lor electorale figurează numai 180-190 de mii de persoane cu drept de vot. În momentul actual ar trebui să fie 10 deputați și 5 senatori. În ultimii 15 ani, românii din diaspora au trimis acasă mai mulți bani decât am primit noi de când am aderat la Uniunea Europeană. Vorbim de peste 75 de miliarde de euro. E, pentru statul român pare că e o bună vacă de mulți, hai să le luăm banii, dar să nu fie reprezentați în Parlamentul României. Liberalii admit că nu există voință politică nici măcar din partea propriei conduceri de partid pentru reformarea sistemului de mandate pentru diaspora. Mai ales că acum lipsa de promovare a femeilor pe lista lor de candidați i-a lăsat în urma unei decizii definitive a Curții de Apel, fără listă de candidați în diaspora. Plasată de conducerea PNL Diaspora pe un loc neeligibil, singura femeie de pe lista pentru Camera Deputaților, o liberală din Germania, și-a retras candidatura cu o jumătate de oră înainte de expirarea termenului de depunere a candidaturilor. Blocajul este la voința politică, pentru că dacă se dorește din punct de vedere politic, cred că se poate face. Atunci când s-au făcut listele și s-au votat, doamna era acolo pe liste, după care nu știu de ce sau care este cauza, și-a retras candidatura. S-a depus dosarele, din păcate nu și-au dat seama de faptul că este această lipsă de reprezentare. La ultimele alegeri parlamentare au votat în diaspora puțin peste 265.000 de persoane, în timp ce la alegerile prezidențiale din 2019 s-a înregistrat un număr record de voturi, aproape 950.000. În 2020, în județe cu un număr similar de mandate, au mers la vot de 5 ori mai puțini alegători, iar la ultimele prezidențiale chiar de 20 de ori mai puțin decât în diaspora. Pentru specialiști, nivelul scăzut de reprezentare legislativă a acestei categorii de alegători are mai multe cauze. Au existat voci și la liberali și în alte părți care au spus, domne, românii n-au ce căuta să voteze pentru instituții care sunt în interiorul țării dacă ei sunt în exterior. Tendința de vot a comunităților românilor din exteriorul țării îi se îndreaptă mai degrabă către opțiuni de centru-dreapta și chiar și mai de dreapta extremă, partidele care nu, în mod clar, nu se regăsesc în opțiuni. Și evident că PSD-ul este unul dintre ele. În mod tradițional, PSD-ul nu este votat de comunitățile de români din exterior. Deocamdată, pentru românii care locuiesc în străinătate, au fost înființate 900 de secții cu posibilitate de suplimentare. În paralel, au fost tipărite aproximativ 5 milioane de buletine de vot, care vor putea fi utilizate de românii de afară de-a lungul a 3 zile la alegerile prezidențiale, în timp ce, pentru parlamentare, vor dispune de 2 zile pentru exercitarea acestui drept. Trecem acum la știri externe și vorbim despre Volodymyr Zelensky, care se află într-un turneu european și s-a întâlnit la Vatican cu Papa Francisc. Este a doua vizită a liderului ucrainean la Vatican de la începutul invaziei. Discuțiile dintre cei doi au durat 35 de minute. Zelensky a solicitat papei implicarea Sfântului Scaun pentru eliberarea prizonierilor de război capturați de Rusia. Pe lângă militari în închisorile din Rusia, s-ar afla mai mulți civili din teritoriile ocupate, a mai scris Zelensky pe rețelele de socializare. Cei doi au discutat și despre readucerea în țara copiilor ucraineni deportați. Liderul de la Kiev a anunțat în acest context și despre moartea unei jurnaliste ucrainene care ar fi fost ținută în una din închisorile din Rusia. La finalul dialogului, Papa Francisc i-a oferit lui Volodymyr Zelensky o imagine în bronz cu inscripția „Pacea este o floare fragilă”. La rândul său, liderul de la Kiev i-a dăruit înaltului pontif tabloul „Masacrul de la Bucea”. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu președintele Iranului în cadrul unui summit organizat în Turkmenistan. Discuțiile dintre cei doi au avut loc în contextul situației tensionate din Orientul Mijlociu și creșterii îngrijorărilor privind escaladarea conflictului dintre Iran și Israel. Statul evreu a anunțat că pregătește un răspuns dur pentru Iran, care recent a lansat mai multe rachete balistice asupra Israelului. Iranul se confruntă și cu o serie de sancțiuni internaționale, după ce a devenit, alături de Coreea de Nord, principalul furnizor de armament pentru armata rusă care a invadat Ucraina. Teheranul s-a angajat să livreze Rusiei
armament în valoare de 1,7 miliarde de dolari, în special cunoscutele drone kamikaze Shahed. Acestea sunt cele mai des folosite pentru a bombarda localitățile din Ucraina. Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер. Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки. Мы برای همه فرصت‌های خوبی هستیم. می‌تونیم به همدیگه کمک کنیم از هر نظر. و نگاه‌ها و موضع‌گیری‌های ما در دنیا خیلی به همدیگه نزدیک‌تر از دیگران هست. Premiul Nobel pentru pace a fost acordat organizației japoneze Nihon Hidankyo, care îi reunește pe supraviețuitorii bombardamentelor atomice din cel de-al doilea război mondial. Premiul pentru pace este singurul premiu Nobel acordat la Oslo, cele din alte discipline fiind acordate la Stockholm. Anul trecut, Nobelul pentru pace a fost atribuit unei activiste iraniene închise în țara ei pentru lupta împotriva obligativității purtării vălului pentru femei și împotriva pedepsei cu moartea. Premiile Nobel, care constau într-o diplomă, o medalie de aur și un cec în valoare de 970.000 de euro, vor fi acordate oficial pe data de 10 decembrie. Cel puțin 16 oameni au murit în Florida în urma uraganului Milton. Vântul puternic a atins o viteză de 160 de km pe oră și a smuls acoperișul a 10 de case, iar străzile au fost inundate. Peste 3 milioane de locuințe au rămas fără electricitate. Sute de oameni au fost salvați de echipajele de intervenție asistate de pompieri și de marina americană. Oamenii au trecut prin momente grele din cauza furtunii care a inundat străzile și a distrus zeci de case. În regiunea Tampa, un șerif a salvat un adolescent de 14 ani care a fost luat de ape și a reușit să supraviețuiască după ce s-a urcat pe un gard. Imagini dramatice surprind și momentul în care un elicopter al pazei de coastă a reușit să salveze un bărbat care plutea în derivă în apele Golfului Mexic. Bărbatul a supraviețuit ca prin minune, agățat de o ladă frigorifică, după ce embarcațiunea sa de pescuit a fost avariată înainte de izbucnirea uraganului. Bărbatul a reușit să ceară ajutorul pazei de coastă prin stația radio, înainte ca furtuna să se dezlănțuie. El a fost transportat la Spitalul General din Tampa pentru îngrijiri medicale. În majoritatea zonelor din statul Florida, inclusiv pe insule, casele au fost distruse, iar copacii smulși din rădăcini. Bilanțul victimelor nu a fost mare pentru că oamenii au fugit din calea urgiei. When we came out this morning, obviously we're seeing a lot of wind damage. Roofs have been compromised. We've had some structures that were compromised. They blew off the stilts. I'm going to say very close to 100% of our population evacuated. Elena definitely scared them. We've never had an event like this. Mulți oameni au rămas pe drumuri. My husband was crying, I was crying, because we just couldn't believe it, because like he's from here, he grew up here, and he's like, it's never hit home. You know, so it goes around, or a little water damage, but never this bad. And so to take everything, it's crazy, it's speechless. O macara care lucra la construirea celui mai înalt turn de pe coasta Golfului Mexic s-a prăbușit peste o clădire din apropiere, în orașul St. Petersburg, unde se află și sediul unei redacții. O parte din bloc a fost grav avariat. Din fericire, în momentul incidentului, nimeni nu se afla în clădire, nici în redacția ziarului Tampa Bay Times. O altă parte a macaralei a blocat strada. În apropiere, vântul puternic a smuls panouri și a distrus acoperișul celui mai mare stadion din oraș, unde joacă echipa de baseball Tampa Bay Rays. Milton este cel de-al treilea uragan care lovește coasta de sud a Statelor Unite în acest an. În urmă cu doar două săptămâni, regiunea a fost devastată de uraganul Helen. Peste 230 de oameni și-au pierdut viața atunci. Răzvan Marin, unul dintre jucătorii de bază ai echipei României, a vorbit despre importanța venirii lui Mircea Lucescu și spune că România trece printr-o perioadă bună, dar are încă mult potențial de creștere. Tricolorii au plecat aseară spre Larnaca și diseară au programat antrenamentul oficial. Meciul cu Cipru din Liga Națiunilor se joacă sâmbătă seara de la ora 21:45. Grupul pe care l-am format și mentalitatea pe care am reușit să ne impunem în toată perioada asta. Iar după, ca și al doilea lucru din punctul meu de vedere, este că am ajuns toți la maturitatea necesară pentru a înțelege ceea ce trebuie să facem ca să
să facem următorul pas. Sunt sigur că dacă ascultăm și încercăm să luăm tot ceea ce domnul Lucescu ne va învăța, sunt sigur că putem crește și din punct de vedere al jocului, mă refer aici din punct de vedere ofensiv. Dânsul cu siguranță are o experiență foarte, foarte mare, ne va ajuta, cum am spus-o, trebuie doar să înțelegem și să ne adaptăm la ceea ce ne cere și sunt sigur că va avea un rol important în creșterea noastră ca și jucători și sunt sigur ca și oameni. A fost o seară cu multe goluri în UEFA Nations League. Rezultatul cel mai surprinzător l-a reprezentat înfrângerea Angliei în fața propriilor suporteri, chiar pe legendarul stadion Wembley, în fața echipei Greciei. Vedeta englezilor Jude Bellingham a egalat pentru 1-1 pe final de meci, în minutul 87, dar Pavlidis a adus victoria grecilor cu un gol în prelungiri în minutul 94. Franța a învins categoric Israel la Budapest cu 4-1, iar Italia a jucat acasă pe Olimpico din Roma, dar trupa lui Luciano Spalletti nu a reușit decât un egal 2-2 cu Belgia. Rafael Nadal se retrage așadar din tenisul profesionist. Anunțul a fost făcut chiar de sportiv pe o rețea de socializare. În vârstă de 38 de ani, Nadal a transmis că va mai juca într-un singur meci în luna noiembrie, atunci când va reprezenta Spania în finala Cupei Davis. Nadal este unul dintre cei mai titrați sportivi din istoria sportului. Supranumit și regele zgurii, el a câștigat de-a lungul timpului 22 de turnee de Grand Slam, 14 la Roland Garros, 4 la US Open și câte 2 la Australian Open și Wimbledon. În plus, sportivul s-a aflat de 5 ori în fruntea clasamentului ATP. Aurora Boreală a colorat cerul deasupra țărilor din emisfera nordică a planetei. În Europa, Asia și Statele Unite, oamenii au avut parte de un spectacol rar întâlnit. Aurora a putut fi admirată și în România, de la malul mării și până în centrul și nordul țării. Fenomenul neobișnuit a fost surprins de zeci de români care au postat pe internet poze cu cerul colorat în nuanțe de roșu, verde și violet. Aurora boreală a putut fi observată în Sibiu, Timiș, Botoșani, Călăraș, Constanța și chiar aproape de București. Este a doua oară săptămâna aceasta când fenomenul a fost vizibil cu ochiul liber în România. Aurora boreală s-a văzut în toată emisfera nordică a planetei, inclusiv în zone străine de acest fenomen, printre ele și nordul Chinei. Cerul s-a colorat și în mai multe state din America, iar Britanicii s-au bucurat de asemenea de spectacolul de culori de pe cer. Aurora boreală a fost amplificată de o furtună solară care se îndreaptă spre pământ. Specifică zonelor din apropierea cercului polar arctic, aurora boreală se formează ca urmare a interacțiunii dintre particulele încărcate de la soare și gazele din atmosfera pământului, azotul și oxigenul. În luna mai, planeta s-a confruntat cu cele mai puternice furtuni geomagnetice înregistrate în ultimele două decenii. Vă mulțumesc pentru atenție, jurnalul a ajuns la final, dar ne revedem de la fix cu mai multe știri și informații.